Pentru preacuviosul Părintele nostru stareț, Arhimandritul Nicodim, împreună cu toți părinții, frații, ostenitorii, viețuitorii, binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de aici, de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește! Fiului și Sfântului Duh, și acum și curuia, și în vecii vecilor. Amin. S-a fost din cer Gabriel Arhanghelul să binevestească Fecioarei zămislirea. Și venind în Nazaret cu cetă în sine, de cele de sus, din Fecioara va să se nască, cel ce are scaun cerul și așternut picioarelor pământul, în pântece de Fecioară în cap, spre care cei cu câte șase ari și cei cu ochi mulți a privit nu pot. Acela numai prin cuvânt a se întrupa din ea binevoit. Al lui Dumnezeu este cuvântul acesta, deci pentru cei ce stau și nu grăiesc Fecioarei. Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine. Bucură-te, curată Fecioară. Bucură-te, mireasă care nu știi de mire, bucură-te, Maica vieții. Binecuvântat este rodul pântecelui tău. Sfintei slaveri a Tatălui Ceresc, Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune! Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte! Fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfințesc, dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe frații când spune voi fraților mei numele tău. În mijlocul bisericii te voi lăuda și iarăși eu voi fi încrezător în el. Și iarăși, iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și ele s-a împărtășit de acestea, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe aceia pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Pentru că într-adevăr nu a luat firea îngerilor, și sămânța lui Avram a luat drept aceea, dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a potimit, fiind de însuși ispitit, poate și celor ce sunt ispitiți, să le ajute. Ace ție celuia ce bine ai citit. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvintează, preacuvioase Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului slăvitului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție cele ce binevestești cuvânt cu putere multe. Spre plinirea Evangheliei Iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul Tău, preacuvioase Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Să luăm aminte.
În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni, zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni înjosirea mea. Și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Părinții, frații, ostenitorii, binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Voi pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbădește de cel rău. Al cărei mine este măsurată iubirea de oameni adânc neajuns la ta slavă, căzând cu frică și cu tremur. Ca niște rob nevrednici cu minință aduce-mă cu mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, preacuviosul Părintele nostru Tareț, Arhimandritul Nicod din Copșe, Costică Viorica, Elena Ramona, Andreea Gabriela, Sebastian Teodor, Teodor Nectarie, Cristian Maria, Maria cu familia. Și ca pe Domnul Stăpânul Binefăcător, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu minință nemăsurată și nespusă ta milostivire, că precum